Bună ziua, este luni, am actele după mine, trebuie să mă duc la RAR și în alte locuri pentru mașină. Gata, am ajuns la RAR, că asta e prima oprire și m-am așezat aici în linie. Văd că trebuie să dau niște chestii de la poartă și aparent trebuie să completez asta. Am și actele, am și copii, trebuie să mai fac niște copii. După RAR trebuie să mă duc la impozite. Și de la impozite va trebui să mă duc la ANAF. Acum întrebarea este dacă apuc să le fac pe toate astăzi, pentru că și programul cred că e mai scurt, adică să văd cum termin, să văd cum mă încadrez, dar sper să le rezolv pe toate. Vorbeam și cu Andrei și chiar îi dau dreptate că ar fi foarte practic, foarte ușor să fie toate chestiile într-un singur loc, să nu trebuiască să te plimbi de la o instituție la alta, pentru că prima dată te duci la DRCIPV să-ți iei autorizația, după care trebuie să mergi la RAR, de la RAR trebuie să mergi la impozite, de la impozite trebuie să mergi la ANAF și de la ANAF trebuie să mergi apoi din nou la înmatriculări ca să îți face să îți înmatriculezi mașina cu numerele. Încă nu am ajuns în punctul ăsta și săptămâna aceea în care ne-am luat concediu, ne-am luat toată săptămâna pentru că, naivi fiind, am crezut că o să putem să le acoperim pe toate, dar nu. Andrei a fost săptămâna trecută la ANAF, după ce inițial s-a dus direct la înmatriculări și de acolo a zis că lipsește ceva și trebuie să se întoarcă la ANAF, deși la impozite nu i-a zis nimic de chestia asta și a fost săptămâna trecută, cred că joi, și e vorba despre eliberarea unui certificat și te gândești că ți-l dă pe loc sau măcar de pe o zi pe alta, dar nu. Eu zic să vină săptămâna următoare, adică săptămâna asta, așa că zilele astea o să meargă să-și ridice certificatul ăla. Și da, asta voiam să zic, că e mult de umblat, sunt multe drumuri de făcut, instituții diferite de la care trebuie să obții diferite acte, diferite hârtii, sunt o grămadă de hârțogării, trebuie să te duci atât cu originalul cât și cu copiile și da, e distractiv. Hai să mă uit și eu să văd ce trebuie să completez aici. Omologare individuală, eliberare. Nu apare. Cred că o să completez doar o parte și văd apoi. Ne vedem curând să văd cât stau aici, ce mai apuc să rezolv. Și revin cu cadre noi și informații noi. Gata, am terminat aici la RAR. E 1. Deci am stat vreo 2 ore. Și acum mi-am pus pe Waze să mă duc la impozite. Văd că fac jumătate de oră, după care ar trebui să mă duc și la ANAF. Am copii la acte, am toate cele. Am și apă, să mă hidratez și pornesc la drum. Am terminat la impozite și am venit la ANAF acum. Am găsit un loc bun de parcare. Și văd că cineva m-a și blocat. Deci n-am intrat bine. În fine, ce vreau să vă zic e că la direcția de impozite și taxe am avut parte de oameni drăguți și helpful. Nu aveam copie după contractul de la boxă, pentru că trebuia să înscriu și treaba asta. Și a fost o doamnă super drăguță care mi-a făcut ea copii. Și acum am venit la Ana, sper să nu dureze o veșnicie și sper să dau ce aici de oameni drăguți. Doamne, e ora 4, sunt plecată de azi dimineață și asta doar pentru că trebuie să te plimbi în mai multe locuri și să aștepți ca să rezolvi o chestie. Am ajuns și la ANAF, am și plecat de la ANAF.
La ANAF nu a fost cea mai drăguță doamnă și pur și simplu m-a scos din minte în momentul în care mi-a zis că îmi trebuie traducere la nu știu ce document din Germania. La RAR nu l-a cerut, nu înțeleg chestia asta, din moment ce am fost la RAR și am obținut cartea vehiculului. De ce îți mai trebuie și cartea vehiculului din Germania când sunt aceleași date? Și am și întrebat-o pe femeia asta și mi-a aruncat așa o privire de zici că am înjurat-o, dar pur și simplu vreau să înțeleg ce este cu acest nonsens. Și mi-a zis că trebuie să treacă ea nu știu ce date. Mă îndoiesc că pe chestia aia din Germania sunt date diferite față de datele din cartea mașinii pe care am obținut-o de la RAR. De asemenea, ce o interesează pe doamna care eliberează certificatul ăsta este data primei înmatriculări, care apare atât pe factură pe care am tradus-o și sigur mai apare pe undeva, în fine. Deja îmi bubuie așa capul și nu înțeleg nici chestia asta cu dați-mi și copie, dați-mi și original. Asta rămâne un mister pentru mine. Ideea este că această hârtie nu se eliberează pe loc, cum mi s-ar fi părut normal, dar mi-au înregistrat cererea și trebuie să vin peste câteva zile și îmi eliberează certificatul ăla dacă îi dau și traducerea la cartea mașinii din Germania. Și aici mi se pare că e așa o chestie care se cam bate cap în cap, adică cu siguranță o să proceseze cererea și eu când o să vin să o ridic, nu o să mai fie nevoie de traducerea vieții. Cel puțin așa îmi imaginez eu. Sau oare este o păcăleală de 1 aprilie că toți suntem în 1? În fine, o să mă duc să rezolv și chestia asta. Mi-a cerut chestii în original, chestii pe care eu nu le-am în original pentru că suntem în era internetului și sunt multe chestii care sunt transmise pe mail. O altă chestie pe care eu nu înțeleg ce se întâmplă cu miile de hârtii și dosare care sunt adunate așa pentru tot felul de chestii. Hârțogării. O grămadă de drumuri de făcut, hârțogării și chestii neînțelese. Și acum mă duc și eu, în sfârșit, acasă. E 4 și un pic. Bună ziua, este miercuri și am această freză care nu Nebună. stă nici cum și acest machiaj pe care mi l-am făcut azi dimineață, în care nu înțeleg nimic. Și am venit mai devreme de la birou și Andrei și-a luat numerele, și-a luat și un eleron și coborâm să vedem, să le instaleze. Deci o pus pe mașină și chestia asta așa pe negru. Nu bun. Cobor cu mine până la minus 2? De ce? Trebuie să iei cu mine, nu știu ce este. În boxe. A comandat Andrei de mulți porții ăștia, care sunt mult, mult mai ok din punct de vedere estetic și de-abia aștept să-mi schimbe și mie suportul de la număr pentru că piuie mașina din toate părțile în cauza că probabil detectează suportul ăsta ca ceva obstacol. Aceeași problemă am avut-o și la Tiro până se schimbe Andrei suportul. Dacă bine mi-aduc aminte de pe Mag, o comandat chestia asta și suport magnetic, Nu, nu e magnetic. nemagnetic. De Rahmenlose Universal Kennzeichenhalter. În traducere este suport fără rame. Și asta se dă jos? Teoretic, ar trebui să dea și aia jos, nu? Că face parte din...
drăguță. Gata, numerele sunt montate și să facem și un before and after aici, pentru că urmează să monteze și ele Ron. Îți dai seama de aici, cum se filmeze așa, cum sunt eu, că se vede ele Ron la aici. Ok. Și după aia tot așa o să-ți dai seama că ăsta nu o pun bine. De aici ordine și disciplină. Dacă făceam eu chestia asta, cu siguranță nu mă ducea capul să folosesc chestia asta și să folosesc suporții ăștia ca să pun chestia asta. Probabil că dacă eram eu în locul lui Andrei, aruncam chestia asta pe jos, o și zgâream până o puneam. Dar aici este ordine și disciplină. Totul aranjat și la locul lui. Mi-aduc aminte că am trecut pe vremea asta, cred. Eram tot așa în parcare și era entuziasmat că ai luat un kit complet pentru T-Rock și nu s-a ieșit și făcusem o glumă pe care n-ai... Tuning în parcare. Dar acum sper că nu te-ai supărat. Adică ai mai auzit gluma asta, atunci cred că te-ai supărat mai mult pentru că nu ți-a ieșit. Și erai super frustrat și eu m-am trezit să fac glume. Nu? Suflet, te-ai supărat? Nu, nu, supărat. Să atent aici, să nu dau pe lângă, să nu mă interesez. Recunoști că faci tuning în parcare? Da, dar reducerea mea, asta e tot fain. Adică de... Trebuie să te faci eu mecanic sau din ăsta la... La modificări, chestii nebunii. Trebuie să țin sau ceva? Poți mâine. Gata? Mulțumit de tuning-ul din parcare de astăzi? Da. Și că e o mașină este din Need for Speed, de când mă jucam pe calculator când era mai mică. Bună ziua, este joi și avem acest golden hour. E 7 fără un sfert, am ajuns mai devreme acasă și voiam să mai dau o fugă până la Easybox. După ce pregăteam niște colete de pe Vinted, doar că nu cred că apuc și nu vreau să fac tot așa pe grabă, pentru că nu am pregătit cele două colete și acum la 7 avem ședință la bloc. Așa că o să mă duc cel mai probabil mâine la Easybox. Am venit mai devreme de la birou și astăzi, spre deosebire de machiajul și freza de ieri, mi se pare că arată ceva mai bine. Astăzi aveam de gând să mă machiez cu un eyeliner mov, cu chestii, doar că m-a luat din nou alergia de mers la birou și am renunțat la eyeliner și am făcut ceva așa super rapid, neutral și o să las eyelinerul și machiajul pe care îl aveam în minte pentru mâine sau poimâine, văd eu când. Dar au ajuns două colete. Mi-am mai comandat de pe Mag niște plicuri în alea pentru curier și am dat și o comandă pe Cașmiera Roma ieri dimineață și astăzi a ajuns, așa că în loc să mă ocup de ambalatul coletelor, o să deschid două colete și să vă arăt și ce am luat de la Cașmiera Roma. Odată este coletul ăsta și m-a speriat inițial când am văzut cutia, pentru că aveam impresia că o să vină coletul niște pungi pe care le-am luat și acum am dat seama că cred că sunt destul de mari
Am luat niște plicuri din astea de curierat un pic mai mari față de cele pe care le am, ca să fie în casă să mai trimit colete. Da, hai să și deschid unul să vedem. Deci dacă coletele pe care, adică pungile sunt la fel de mari ca acesta. Wow, deci sunt pur și simplu. Sunt imense. Eu mă așteptam să fie un pic mai mici, gen așa. Dar însă sunt foarte mari. În fine, o să știu data viitoare. Sunt 55 pe 75 și cele pe care le am, cred că sunt de 35 pe 30 sau ceva de genul și mă gândeam că astea sunt o idee mai mari, dar se pare că logica mea nu funcționa și nu mi-am dat seama. Și cel de-al doilea colet este asta de la Cașmir Aroma, am rămas fără detergent. Și mi-a plăcut ăsta pe care l-au ei și am zis să mai comand unul. Asta este fusfusul de la aroma de cameră pe care am luat-o și văd că am și din astea. Mi-am luat și parfumuri din astea de rufe. Am luat un White Angel. Am luat un Red Velvet. Magnolia Garden, asta e nou, sunt trei arome noi de primăvară, Peony and Cherry Blossom, White Musk și mai este încă unul nou, văd că mai am o mostră de Pillow Cotton și un dolce Farniente din colecția de primăvară. Aici cred că e factura. A fost 382 de lei ce am comandat aici. Și am luat și un parfum din ăsta de textile, Share the Love. Știu că la un moment dat era super nebunie când a apărut, dar nu l-am încercat și am zis că dacă tot dau comandă de detergent, să fac stoc și de parfumuri din astea. Nu mi-am luat balsam. Există opțiunea să cumperi doar parfumul ăsta sau să cumperi și balsamul. Balsamul e 9 lei dacă vrei să-ți faci așa un pachet. Dar că mai am unul și nici nu îl folosesc. Este un balsam fără parfum, tocmai ca să poți să adaugi parfumurile astea să îți creezi așa parfumul din balsam, dar nu am la pachete cu balsam pentru că v-am zis, mai am încă unul și adevărul e că nu prea folosesc pentru că mi se pare foarte dens, mi se pare foarte viscos și mereu rămâne în cuva mașinii, așa că prefer să folosesc alt balsam un pic mai lichid așa. Și detergentul ăsta e așa cu e un gel de fapt. Și îmi place mult. Și cam asta e comanda. O să mă și pun să bag la mașină când mă întorc de la ședință sau mâine. Bună ziua din mașină, este vineri. Am fost la ANAF în această zi minunată, însorită și mi-am ridicat hârtia vieții de care aveam nevoie și era aceeași doamnă care mi-a cerut traducerea și acum i-am dat hârtiuța aia și am zis traducerea și i-am scos și traducerea și am zis acum vă rog frumos să-mi spuneți de ce m-a spus să vă aduc chestia asta tradusă din moment ce eu am fost deja la RAR și am cartea mașinii înregistrată în România și am zis vă rog frumos să-mi spuneți de ce informație aveați nevoie care nu se regăsește pe documentele de la RAR sau pe factură. Factura o adusesem oricum tradusă că știam că e nevoie. Și doamna asta mi-a zis că pe
pe cartea mașinii în Germania se vede data primei înmatriculări. Și am zis, da, asta se vede și pe factură, factura pe care v-am dat-o. Și ia că de curiozitate chiar m-o și pe chestia asta de la RAR. Ok, pe chestia asta de la RAR, într-adevăr, nu scrie. Dar scrie pe factură, adică scrie negru pe alb data de care avea nevoie doamna asta și, mă rog, mi-a zis că la instituțiile astea ai nevoie de absolut toate actele traduse, în fine. Inițial mi-a zis nu scrie în română și zic unde nu scrie în română, că pe factură scrie în română. În fine, acum că am rezolvat, o să mă duc să îmi pun și actele pentru număr și de-abia aștept să schimbăm o dată, să-mi schimbe Andrei și mie suportul de plăcuțe. Pentru că mașina asta, piu, e de m-o zăpăcit. Noroc că am butonul ăsta să opresc senzorii, pentru că e ceva cu suportul ăla, în fine. Și după ce termin chestia asta, va trebui să mă interesez și pentru parcare. Să mai plătesc parcare. Bun, mă duc acasă și ne vedem mai încolo cu alte vești, alte noutăți. Aici pe scaunul ăsta sunt toate actele împrăștiate. Iar acum la camera asta degeaba cu mine am fost să depun actele pentru numere și din păcate vinerea e program scurt, așa că o să mă duc luni să le iau. La Andrei au mers mai repede pentru că el a fost în timpul săptămânii. Și în 3 ore erau gata. M-am dus cu autobuzul încolo, pentru că mi se părea că trebuie să mă mișc repede. Și pe urmă am zis, hai că mă duc cu autobuzul, rezolv și pe urmă când mă întorc, vin pe jos. Doar că am intrat și până la promenada și am făcut mai multe cumpărături decât am prevăzut. Și m-am întors tot cu autobuzul și acum mă îndrept spre casă. E foarte cald afară, e foarte cald cu geaca asta și de-abia aștept să stau și eu puțin așa pe canapea liniștită, că mi se pare că am fost tot pe fugă azi. Hai să facem și un mic haul, dacă tot am fost până la mall. M-am dus la mall cu gândul să cumpăr ceva și m-am întors cu mai multe lucruri pe care nu le aveam în plan. Nu erau pe listă, dar fiind în magazin, mi-au atras atenția. Acum, dacă mă gândesc, nici nu mai știu exact de ce am intrat în DM și în Douglas. Intrasem în mall cu gândul să mă duc să iau ceva de mâncare pentru Andrei, pentru că voia, ieri când am fost la birou, voia ceva de la Mesopotamia, așa am zis, ok, dacă tot mi-e în drum, hai să intru în mall să îi iau ceva. Și am intrat până în Douglas. Am intrat în Douglas cu gândul să-mi iau o bază de farduri, un primer de ochi. Și mă uitam la standul de la Goș, dar nu am găsit, nici nu știu dacă au vreo bază. Dar m-am uitat puțin pe acolo prin magazin și am văzut că au ceva reduceri și pusesem ochii pe un kit din ăla de ruj și creion de la Kylie Cosmetics. Eu mai am un ruj în nuanța specială care se găsește exclusiv în Douglas și mi se pare că rezistă foarte multe ore pe buze, se simte foarte bine și am zis hai să mai iau încă o nuanță și am ales un roșu. Așa arată și era redus cu 25%. Ăsta este creionul contur, iar ăsta este roșu pe care îl am aici. Este un roșu rece. Și mi-am ales nuanța, m-am dus la casă să achit, toate bune și frumoase. Și aveam de plătit 168,25 de lei. Rujul
Kitul ăsta neredus, prețul întreg este de 193 de lei, iar discountul a fost de 24,75 de lei, deci aveam de plată 168,25 de lei. Și am plătit cash. Și sunt câteva lucruri care mă deranjează, iar unul dintre lucrurile care mă deranjează foarte tare este rotunjirea sumei. Am plătit 200 de lei și îmi așteptam restul, care era de 31,75 de lei. Iar fata de la Douglas mi-a dat bonul și restul și a închis casa. Restul era de 31 de lei, nici măcar nu s-o sinchisit să-mi, nu știu, să-mi spună, n-am 75 de bani. Aveți mai mărunt sau o chestie din asta? Nu, pur și simplu, asta a fost normalitate. Să rotunjești suma în interesul comerciantului și nici măcar să nu schițezi vreun gest. Și în momentul în care mi-au pus bonul și restul, incomplet, de 31 de lei, am rămas puțin așa blocată și efectiv nu știam cum să reacționez. Pentru că de multe ori mi se întâmplă să mă blochez așa și să nu am vreo reacție, să nu mai zic nimic. Și pur și simplu mi-a dat bonul și restul și o preluat următorul client. Și prima am stat un pic așa pe gânduri să mă gândesc că ce se întâmplă nu e ok, dar pur și simplu nu am avut reacție, nu am zis absolut nimic, am ieșit din magazin și prima cât m-am mai plimbat prin mall, m-am tot gândit la chestia asta că nu e normal și chiar am stat și m-am gândit că în toate țările în care am fost, nu se practică, nu există chestia asta să rotunjești suma sau să dai rest incomplet. În toate țările în care am fost, îți dădea restul până la ultimul cent. Și e vorba de 75 de bani. Nu e o avere. E vorba de principiu și de chestia asta pe care parcă am normalizat-o cumva, adică știu că și pe vremuri, și asta discutam și cu Andrei, și pe vremuri, cel puțin când eram mică și mai mergeam la magazin și nu avea să-mi dea rest, îți dădea o gumă sau îți dădea un plic de Nescafe din la 3 în 1 pentru că nu avea rest. Dar nu înțeleg de unde este practica asta, să nu ai bani în casa de marcat, să nu dai rest și să nu consideri mărunțișul bani. La urmă urmei și 10 bani sunt bani și 20 de bani și restul e rest. Că dacă eu m-aș fi dus cu 168 de lei, fără 25 de bani, probabil că nu-mi dădea produsul, nu? Adică așa mă gândesc eu. Și am stat puțin și m-am tot plimbat prin mall și m-am gândit la chestia asta. Și m-am gândit la un moment dat să mă duc din nou în Douglas și să o întreb pe femeia aia de ce nu mi-a dat restul și de ce o rotunjit suma fără absolut nicio jenă. Mie lucrurile astea nu mi se par normale și îmi pare rău că de multe ori când se întâmplă anumite lucruri care nu sunt ok, eu nu am reacție și pur și simplu mă blochez și pe urmă, după ce procesez toată chestia asta, stau așa și mă gândesc cum ar fi fost să mă duc, să fac circ, să mă isterizez pe acolo, dar, mă rog, oricum nu-mi stă în fire să fac scandal, să mă cert cu lumea, pentru că sunt super calmă. Dar uite, chestia asta chiar nu mi se pare normal și mă gândeam să vă spun despre această întâmplare. Și chiar sunt curioasă dacă și vouă vi se întâmplă chestii din astea și dacă reacționați, dacă spuneți ceva când vânzătorul dintr-un magazin îți rotunjește suma fără absolut nicio chestie. Și 5 bani dacă erau, e obligația vânzătorului să îți dea restul până la ultimul ban, nu? Adică v-am zis, în toate țările în care am fost, n-am avut astfel de întâmplări și ți se dă restul până la ultimul cent. Și acum că am terminat cu povestea asta de la Douglas, trec mai departe cu
produsele pe care le-am luat din DM. În DM m-am dus să caut un primer de gene de la Essence. Îmi trimisese cineva azi dimineață un clip cu primerul ăla de gene de la Essence și am zis, dacă tot sunt în mall, hai să mă duc până la DM. Am dat acolo de o femeie care era super implicată și care voia să ajute. La raft nu era și am rugat-o să verifice în sertar sau în stoc dacă nu cumva îl au pe undeva prin magazin și pur și simplu nu e la raft. Și o căuta femeia, mi-a zis că nu este în stoc și pe urmă mi-a zis că pot să-l găsesc la verandă dacă este unul în stoc. No, să mă duc de aici până la veranda pentru o chestie din asta, am zis lasă că mai aștept, nu e musai. Dar l-am așa pe listă. Și dacă nu am găsit chestia, am mai plimbat puțin prin DM. Mi-am luat niște bulezi de vase pentru că aveam nevoie. Am luat o soluție în asta de la Chantecler. Am luat încă o soluție în asta de la Chantecler. Nu le-am mai avut, nu le-am mai încercat. Ne-am dus acolo și am zis hai să le iau. Aici sunt actele pe care trebuie să le pun bine. Și mai am aici niște produse. Sunt 3 rimeluri, un primer de gene și un produs de sprâncene care nu l-a tras atenția. Odată este acest Pure Volume Magic Brown Mascara de la Catrice, care este un rimel maro pe care l-am mai văzut și m-am mai tot uitat așa la el să mă gândesc dacă îl iau, dacă nu îl iau. Și acum, dacă tot am fost în DM și am mai luat și alte lucruri, am zis hai să îl iau și pe ăsta, cred că a fost 19 lei. 19,50 lei a fost. Apoi am luat Pure False Lash, tot de la Catrice. Din păcate nu mai găsesc Lash Changer-ul, care mi se pare un rimel extraordinar și pur și simplu nu l-am mai văzut, nu l-am mai văzut nici măcar ca etichetă la raft, ceea ce mă face să cred că ori a fost scos și înlocuit de Pure False Lash sau pur și simplu este out of stock momentan peste tot unde l-am căutat. Și pentru că nu am găsit primerul ăla de gene despre care vă ziceam de la Essence, l-am luat pe ăsta de la Catrice, care mă gândesc că face același lucru. Este la fel, cu fibre, alb, așa. De-abia aștept să o machiez mâine să văd cum e. Eu am un astfel de produs de la, de fapt, nu e primer de gene, ci mai degrabă un tratament pentru gene de la Evelyn și pe ăla îl foloseam și pe sprâncene și pe gene și îl foloseam pe gene înainte să mă dau cu rimel și făceam niște super gene, așa că mă gândesc că fix asta o să facă și Super Prime Mascara Base de la Catrice. Tot de la Catrice am luat Brow Fix Soap Stick, care este un săpun de sprâncene care, stați să-l și deschid ca să văd și eu cum arată. Cred că e ceva nou. Are aici un capăt. Wow! Nu știu ce aveam senzația că e, dar sunt puțin surprinsă. Este un stick, este un săpun stick. Presupun că te dai așa cu el, după care vii cu periuța asta siliconată așa și fixezi sprâncenele. Nu știu de ce aveam impresia că este un gel, dar dacă era gel, mă gândesc că scria că este un gel și nu era un soap stick. Acum mi-a picat fisa. Și ultima achiziție este acest rimel burgundii de la Maybelline Sky High. Sunt și rimelurile astea colorate. Eu mi-am cumpărat când a apărut Sky High-ul și era super mega hype cu el și pur și simplu nu mi-a plăcut. Pentru că trebuia să dau nu știu câte straturi ca să obțin un efect wow și vizibil, dar au apărut și variantele astea colorate și mi-am luat varianta Burgundy Haze. Ia să vedem cum arată. Cam așa. Hai că arată bine. Sunt
foarte curioasă și sunt foarte curioasă să ajung și la magazinul Kiko Milano, pentru că s-a deschis în Park Lake. Îmi scrisese cineva pe Instagram să mă anunțe și am văzut și pe TikTok. Evident, era o coadă infernală, mi se pare că s-a deschis acum 2 sau 3 zile, în timpul săptămânii la Park Lake, dar o să am timp să mă duc, să văd ce găsesc pe acolo, ce cumpăr de acolo, dar momentan am luat treburile astea de la Catrice Maybelline și Kylie Cosmetics și cam asta a fost haul-ul, asta a fost întâmplarea de la magazin, de la Douglas cu restul rotunjit. M-a făcut de 75 de bani, practic. Și acum să mă pun să adun pe aici și ne vedem un pic mai târziu. Bună ziua, este sâmbătă, m-am machiat, m-am îmbrăcat, m-am parfumat. Așa arată rujul pe care mi l-am luat ieri de la Douglas, cel de la Kylie Cosmetics. Este nuanța 402 Mary Jo K, pentru că mi-am dat seama că nu am menționat nuanța. Este un roșu rece, superb. Ieri m-am dat cu el după ce am făcut haul-ul și a rezistat chiar foarte bine. Acum sunt curioasă cât de bine rezistă pe durata întregii zile, pentru că ieri când l-am aplicat era după masă și a rezistat impecabil până la demachiere. Și sunt curioasă cum o să fie așa pe parcursul zilei, indiferent dacă mănânc sau nu mănânc. Bine, am de gând să mănânc astăzi, evident. Și n-am mai făcut ceva de mult, și anume să mă duc la piață. Așa că vreau să dau o fugă până la piață, să-mi iau flori, să iau cartofi noi, să văd ce roșii găsesc, castraveți, poate niște brânză de Sibiu, niște telemea din aia bună și să văd ce mai găsesc. Iarna nu merg la piață, pentru că mi se pare că nu găsești mare lucru, dar acum că a venit primăvara și vine și vara, azi mâine apar și tuberozele prin iulie, august, cam așa, dar mă duc să văd ce găsesc și o să iau și camera cu mine să văd ce și cum. Dacă tot am venit la piață și am parcat la veranda, m-am băgat și la DM și am găsit primerul ăsta de la Essence și mi-am luat și eu apă micelară de la Garnier. N-am mai folosit apă micelară de când am descoperit balsamul de machian, dar am zis să am să mai folosesc și apă micelară din când în când. Și sunt super curioasă de primerul ăsta. Mă îndrept acum spre Piața Obor și văd că trec oameni cu flori pe lângă mine. Am văzut liliac, narcise, lalele. Eu aștept să văd ce găsesc. Deci cine a venit total nepregătită la piață. Am o singură sacoșă și am cumpărat jumătate de piață. Hai să le pun așa, încet, încet. Am luat și flori de la prietena mea, de la care iau mereu flori. Am luat niște frezii de la o doamnă de la care cumpăram acum ceva timp și nu, n-am mai cumpărat în ultima perioadă. Pentru că, unu, am găsit-o pe doamna asta de la care iau mereu flori și, doi, mi se pare că în ultimele dăți când luasem de la tanti asta, nu-mi dădea cele mai bune flori și acum am cerut 7 frezi, mi-a dat 11 cu 50 de lei și aici am mai luat câte una alta, am intrat și la Ferma Bace să iau ceva pentru Andrei și asta este singura sacoșă cu care m-am dus, mi-am luat umărul, trebuie să bag căruța aici în portbagaj și acum mă îndrept spre casă și facem și un mic haul de la Piața Obor. Doamne, ce frumoase sunt florile astea. Așa, avem o dată recolta de flori, le-am aranjat acum în vaze, lalele, liliac, frezii, narcise și mă duc să le înșir așa prin casă, după care o să vin să fac haul-ul cu restul cumpărăturilor și să și mănânc pentru că trebuie să fug imediat. Ce isis? O să fac haul-ul așa pe bucăți, ca să le și pun frumos la locul lor, să le bag la frigider. Am luat pepene roșu,
Am luat căpșune și am luat și niște struguri pentru că arătau super bine și mai mult mi-a atras atenția pepenele. Au fost 42 de lei peliuța asta, dar mi s-a făcut așa poftă când l-am văzut. Sper să fie bun. E pepene de Maroc și căpșunele arătau foarte bine și strugurii arătau foarte bine și am zis să iau să mâncăm niște fructe bune. Așa, am luat o pâine cu maia. Am luat și că e ciabatta. E o pâine interesantă care are și pesto, oregano, nucă și usturoi. Și mi se părea că arată foarte bine, poate și pentru că mi-era foame. Și am luat și niște piersicuțe pe asta de la Piața Obor de la brutăria Ioana. Am luat două legături de ridichi, am luat ceapă verde și aici am luat o tonă de măsline, diferite sortimente, aici la fel. Și pentru Andrei i-am luat o răbioară din asta maturată și frigărui de vită. Iar aici mai am, mă rog, o parte le-ați văzut deja împrăștiate în parcare. Am luat roșii, 3 roșii, 4 castraveți și niște cartofi din ăștia noi pe care am de gând să-i fac la cuptor, dar nu cred că apuc adică astăzi. Dar acum o să mănânc așa niște roșii, ridic, măsline, brânză. Am luat la măruiuca în tălmăcel cozonac de casă cu nucă care este extrem de bun. Așa, am luat o feliuță de urdă de oi și o feliuță de brânză proaspătă de vacă. Și acum o să le pun frumos, mă pun și eu să mănânc ceva și fug. Fug repede. Fug repede, nu-i pentru tine, mama. Nu-i pentru tine, pufășin. Doamne, efectiv, îmi plouă în gură. Arată atât de bine ce mi-am pregătit aici și mi-era atât de dor să merg la piață, să mănânc chestii super bune și mă pun să mănânc și eu. Doamne, atât de bine am mâncat și așa m-am umplut așa cu energie mergând la piață și m-am și schimbat pentru că tricoul pe care îl aveam era pătat de chestii de la flori. Și după ce am mâncat, am venit să o iau pe caramela, caramela care se află în Foster de vreo 2 sau de 3 săptămâni și o să duc la noua ei căsuță, așa că asta e treaba de astăzi, treburi pisicești și pe urmă vedem ce mai facem, a venit și Andrei cu mine, deși i-am zis că mai bine stă și face altceva și se odihnește decât să se plimbe cu mine cu pisicile, dar până la urmă a venit. Caramela, Ok. ce faci? E supărățică? Caramela, am ajuns, mama. Hei! Tu, iubițică. Gata, am ajuns acasă, între timp s-a făcut și noapte, e 8:30 și am luat-o pe Caramela, am dus-o în adopție și am primit mai devreme update-uri, poze, că o explorat, s-a jucat și a dormit până acum. Și după ce am lăsat-o pe Caramela, am zis hai să mergem până la Băneasa să luăm un cadou pentru un prieten și am intrat așa în câteva magazine și am venit cu sacoșele, dar nu știu ce se întâmplă cu focusul. Eu mă simt super obosită așa cum am alergat din nou aproape toată ziua prin oraș și vreau să fac acest
hol să mă duc să mă demachiez și să fac puțin ordine în bucătărie, că am lăsat toate alea împrăștiate acolo. O să încep cu acest set de Lego pentru Andrei, pentru că e super nerăbdător să îl facă. Intrase până în Lego și când m-am dus după el, era acolo, stătea în fața Lego-ului ăstuia, care era acolo montat și l-am luat. Este, nu știu ce este. Este o mașină de Formula 1, un McLaren? Cred că da. Apoi am intrat și până la Carrefour și am luat Coca-Cola cu gust de lămâie, nu am văzut până acum. Mereu mi se pare că la Carrefour ăla de la Băneasa găsești o grămadă de chestii interesante și apoi următoarele chestii. Am intrat și până la Pezenis și mi-am luat așa. Mi-am luat un tricou alb cu modelul ăsta pe spate. Mi-am luat un maieu. Așa arată, un maieu negru. Și mi-am luat și o bustieră nude pentru tricourile albe care sunt un pic mai transparente. Sper să fie bun, că n-am stat să probez. Dacă tot eram acolo, am intrat și până la Bath & Body Works și am intrat acolo ca să iau niște parfumuri din astea de cameră care se bagă în priză și aveau ceva ofertă, cumperi 5 și plătești 2 sau cumperi 5 și plătești 3 și am luat 3 spray-uri din astea și două difuzoare din astea, două esențe din astea care se bagă în aparatul de la Bath & Body Works și am mai luat Palo Santo and Sage Into the Night și Fresh Amalfi Lemon, iar astea două sunt cu Black Cherry Merlot și Blue Verbena and Lime, care miros super bine. Am intrat și până la Nike, de unde am luat cadoul pentru prietenul nostru și este superb, este un material din asta așa mai gros, foarte fain și foarte frumos și modelul ăsta. Andrei și-a luat niște șosete și am intrat în Adidas pentru că acolo în față, la intrare, era un tricou care mi-a atras atenția, mi se pare cel mai frumos tricou. Și am zis, hai să mă uit un pic la el, dar am plecat cu el acasă. Așa arată. Este din plasă, din asta așa. Și așa arată pe spate. Îmi place foarte, foarte mult. Și mi-am luat și o bustieră. Și mi-am luat și niște șosete. Și astea au fost cumpărăturile neplanificate pe care le-am făcut. Ne-am dus să luăm ceva și ne-am întors cu mult mai multe lucruri. Și acum urmează să strâng pe aici toate lucrurile, să pun o treabă din asta în priză, să strâng sacoșele pe care s-au pus deja Ginger și Seth și mă duc să mă demachiez și să mă apuc de treabă prin bucătărie, că nu pot să las dezastru de acolo și să las toate cumpărăturile înșirate pe acolo și cel mai probabil ne vedem mâine cu cadre noi. Ia uitați cum s-a pus Ginger aici pe sacoșe. Ce faci, mama? A, Doamne. Doamne, pufășinu. Bună ziua, este duminică și vreau să mă pun să pregătesc ceva de mâncare. Am fost mai devreme la sală, am venit, am stat un pic și vreau să pregătesc
cartofii aia pe care i-am luat ieri de la obor, să-i fac la OptiGrill și să mănânc ceva așa bun și rapid. Și apoi aș vrea să intru în dulap ca să pun toate plovărele pe care le am, să le pun pe raftul de sus, pentru că a venit căldura și nu o să port plovăre în perioada asta, așa că o să fac acolo ordine puțin în dulap, poate mă mai uit și prin tricouri, pentru că am foarte multe tricouri pe care nici nu le văd și vreau să mă uit puțin printre ele, ce mai port, ce o să pun pe Vinted, ce o să pun la reciclat sau ce fac tricou de casă. Dar momentan hai să trecem la cartofi. Ăștia sunt cartofii, i-am spălat, îi usuc puțin și o să pun niște sare și ulei de susan peste ei și pun la OptiGrill să se facă. Cred că o să iasă foarte bun, nu am mai făcut până acum la OptiGrill. De obicei, cartofii ăștia îi puneam la cuptor și îi făceam așa cu raclet, dar nu am raclet, așa că o să-i mănânc așa simpli cu o roșie. Apropo, roșiile astea sunt super mega gustoase, sunt dulci, sunt cum erau roșiile pe vremuri, nu din astea fără gust. Castraveții ăștia sunt crunchy și asta o să mănânc astăzi și puțină telemea. Hai să mă pun să îi adun pe toți aici. Apoi să pun niște sare și niște ulei de susan, după care îi pun la OptiGrill în tavă. Bucuria liliacului, din păcate, o ținut doar o zi pentru că s-o uscat, s-o prăștit. Mă așteptam să țină un pic mai mult, dar poate că nu a fost cel mai bun, cel mai proaspăt. Dar ieri mi-a parfumat tot dormitorul. Așa arată prânzul de astăzi. Se pare că arată atât de bine. Și roșia asta e incredibilă. Am aici mai multe feluri de măsline, amurdă, am telemea, cartofiori din ăștia. Și ăsta este lanciul lui Andrei. Și brânzica asta e ce trebuie Nu, de la asta este Brașov. brânza care e brânză. Da. Restul vrăjeală. Îs degeaba. Am găsit la un magazin brânză din asta autentică în coajă de brad și este de la Brașov, de la mama ei, foarte bună. Vlogul ăsta a ajuns la final. Până acum am editat și am zis să vin să fac și încheierea, după care ne pregătim să ieșim în oraș. Așa că nu apuc să intru astăzi în dulap, dar rămâne pentru vlogul următor. Și acestea fiind spuse și arătate, eu vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici. Mă bucur dacă și astăzi am fost pe ecranele voastre. Mă găsiți și pe Instagram, de asemenea, dacă vreți să urmăriți și pagina asociației felicity.ro, să dați share-uri la anunțurile cu animăluțele pe care le avem disponibile pentru adopție. M-aș bucura tare mult și aștept gândurile voastre în secțiunea de comentarii. Sper că v-a plăcut vlogul, că ați găsit inspirație, că v-ați destins și vă urez un început de săptămână minunat, liniștit, însorit și cu voie bună. Ne revedem în următorul Ligus Diary.